Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem la o nouă ediție în Lumina Adevărului și am astăzi ca invitat pe domnul profesor dr. Inginer Victor Baida, președintele Societății Inginerilor Energeticieni din România. Bine ați revenit, domnule profesor, în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație. Criza energetică din România este subiectul nostru, pentru că așa se numește și cartea pe care ați lansat-o de curând, nu numai în Deva, ci și în București, din câte mi-ați spus. La Sinaia? În mai multe zone din țară, da? Vorbim deci de această carte, despre care o să și vorbim, pentru că asta este subiectul emisiunii. Și ați mai avut încă o carte, Istoria centralelor termoelectrice cu combustibil fosil din România. Bine, ați mai avut 30 de cărți, adică asta ar fi a 30-a, dar asta le-ați lansat în curând, da? Da. Bun, sigur că subiectul este pe toate buzele, pe toate mijloacele mass media, dar în general se discută lucruri de generale, lucruri care unele au documentare, altele nu au, sunt supoziții, sunt tot felul de situații de genul ăsta care oferă satisfacție celor care le urmăresc, dar pe partea altă nu prea se bazează pe lucruri științifice. Da. Am scris această carte, Criza energetică din România, pentru a arăta ce s-a întâmplat în sistemul energetic în ultimii 30 de ani și care este situația astăzi în sistemul energetic și, de fapt, am ajuns într-o criză energetică și acesta este subiectul cărții, tocmai a arăta ce înseamnă criza energetică în România. Ce se discută, cum spuneți dumneavoastră, de către în diferite situații despre criza energetică, este insuficient și, să zicem așa, da, poporul nu este informat suficient de bine, nu se cunoaște realitatea, fie că cei care o spun nu știu sau nu doresc să o spună. Și de aceea am vrut interese. Ce vreau să subliniez este faptul că tot ce apare în această carte nu este politizat, deci nu e nicio tentă politică, totul e științific, documentat și cartea bazat este pe științifică, totul este documentat, nu are nicio legătură cu politica, decât indirect. Indirect are legătură cu politica, pentru că în carte se arată și anumite măsuri care s-au luat, mai bune sau mai puțin bune, și care au sprijinit sau ca să apară această criză energetică. În carte, de asemenea, cartea mai spune sau se arată în carte ce ar trebui să facem, ce ar fi trebuit să facem și ce trebuie să facem în continuare, pentru că această carte, pe de o parte, arată care sunt cauzele crizei energetice, care sunt componentele crizei energetice și, de asemenea, arată niște orientări strategice pentru sistemul energetic, în așa fel ca să stopăm criza energetică și să reducem efectele ei asupra economiei și, bineînțeles, a nivelului de trai. Adică nu sunteți în poziția în care nu mă criticați, ci veniți și cu soluții. Nu. Deci aceste soluții care sunt prezentate în această carte, sigur, puțin modificate față de perioada precedente, ele au mai apărut în 2015 într-o carte care se numește Strategia energetică a României, orientări pe termen mediu și lung, apoi în cartea Centenarul energeticii românești, care este Istoria energeticii românești, aceste orientări au apărut și acolo. Deci aceste orientări, o să mai discutăm despre unele dintre ele, o să vedeți că arată, după părerea mea, ce ar trebui să facem ca să limităm criza energetică și, de asemenea, să limităm efectele sale asupra economiei și a nivelului de trai, cum vă spuneam. Bun, acum unii vor spune, păi și ce dacă? Cu ce ne ajută? Vreau să pornim discuția, să continuăm, mai bine zis, cu informația că această carte a ajuns și la Cotroceni, a ajuns și la primul ministru, a ajuns în mai multe locuri, da? Evident că după ce a apărut această carte, fiind în București, m-am deplasat la Cotroceni, am lăsat un exemplar acolo, m-am deplasat la guvern, am lăsat un exemplar acolo, de la guvern am primit deja răspuns, favorabil. Favorabil în ce sens? În ce sens favorabil? În sensul că se apreciază problemele ridicate și modul în care sunt prezentate problemele crizei energetice și mi se mai scrie că a fost trimisă cartea la Ministerul Energiei Electrice. Da. Am înțeles, da. Ah, ce-aș comenta, dar m-am abținut. Așa.
Eu o să vă rog tare mult, în momentul când veți vedea că e vreo măsură care corespunde cu ceea ce ați, să zic eu, sugerat dumneavoastră acolo, da? Să mă sunați. Da, bine. Vă rog mult, da? Da, da, da. Ca să ne bucurăm împreună. Bine. Bun. Da. Așa. Cum spuneam, și cum a spus și dumneavoastră, cartea se referă la ce s-a întâmplat după 90, da, în domeniul energetic, și spre partea a doua a cărții, vorbind despre soluții și... Deci arată, pe de o parte, cauzele, prezentate exact, toate cauzele, da. Pe de altă parte sunt prezentate componentele. Criza energetică din România este profundă. Nu are numai componenta aceasta, prețul mare al energiei electrice și a gazului, ci ea are mult mai multe componente. Și da, în momentul când considerați necesar, unele dintre ele aș vrea să le prezint. Să începem ca să intrăm în subiect. Ca să de exemplu, o cauză este lipsa unei strategii energetice coerente care să prezinte un program de dezvoltare a energeticii românești. Pentru că în energetică este nevoie ca din timp să-ți faci un program. Acest program trebuie executat, pentru că în caz contrar vine ziua în care, sigur, energetica suferă și sunt probleme deosebite. De exemplu, trebuie prevăzute investițiile, sau trebuiau prevăzute investițiile în domeniul energetic. Și asta am să precizez doar câteva foarte importante. De foarte mult timp se discută încă de două grupuri nucleare, de două grupuri, grupurile 3 și 4, din păcate, de 15-20 de ani se discută, nu s-a făcut nimic. Acum, ci că se vorbește de niște grupuri nucleare americane de mici dimensiuni, care, mă rog, sunt... Aceste grupuri nucleare nu rezolvă problema și nu înlocuiesc grupurile mari de la Cernavodă, care sunt executate o parte, adică au procente de realizare de 30-40% până la 50% și ca atare acestea trebuie continuate. De exemplu, sau nu s-au mai făcut prea multe lucruri în domeniul hidroenergetic. De foarte mult timp, chiar înainte de Revoluție, se discută de o mare centrală hidroelectrică Tarnița Lăpuștești, cu pompaj, de 1000 de megawatts, cu 4 grupuri de 250 de megawatts. Se discută, dar nu s-a făcut nimic. În ce privește partea de centrale termoelectrice, este adevărat că s-a stabilit de către Uniunea Europeană ca în cel mai scurt timp centralele pe cărbune să fie stoplite. Numai că în cartea am arătat... Oprite și intrate pe zona energiei verzi. Da, numai că în cartea am arătat că noi am fost de acord că am până în 2030 să oprim toate centralele pe cărbune din România, creând un mare gol de producție, în timp ce Polonia și Germania, deși produc mai multă energie pe cărbune decât noi, deși emisiile lor sunt mai mari decât noi, iau în continuare dreptul să producă în continuare. Deci, oprirea centralelor termoelectrice... Au forțat. Deci ei... Au forțat că își urmăresc interesul. Păi, tocmai, da. Deci oprirea centrală termoelectrică, așa fără nicio noimă, înainte de a pune în loc ceva foarte fezabil, cum vă spuneam, fie nucleare, fie hidroelectrice, oprirea lor, sigur, este o mare greșeală. Vezi cazul Mintiei, care e cel mai aproape de noi, care, sigur, am spus de mai multe ori, spun și acum, este o mare greșeală. Nu mai vorbesc de prețul la care s-a vândut, dar și faptul că s-a oprit și s-a vândut e o mare greșeală. Da, un pic, îmi permit să citesc din carte niște cifre, că să ne dăm seama. Deci în 90 erau grupuri energetice, centrale termoelectrice cu grupuri energetice cu puteri de până la 330 de MW, unități nucleare de 706,5 MW, centrale hidroelectrice cu grupuri hidroenergetice cu puteri de până la 200 de MW, stații și linii electrice cu tensiune de până la 400 de kW. Astăzi mai există, din ce spune kilovolți, 10-20% din toate astea. Da. Problema care este? Problema este, ne refeream acum la cauze și la efecte. Vreau să vă spun că în 1990, când eu eram la București și mă ocupam de Ministerul Energiei Electrice, noi aveam în proiectare, în institutele noastre de proiectare, aveam 10.000 de proiectanți cercetători. Astăzi mai sunt 200-300.
Trebuie să comparăm, să vedem. Trusturile de construcții montaj, că unele au lucrat și pe aici, se știe de ele, energomontaj, energoconstrucția, hidroconstrucția, aveau circa 80.000 de angajați, astăzi mai au 2-3.000. Deci, iată, astăzi noi nu mai avem cu cine proiecta, nu mai avem cu cine executa. Dacă... Bun, că asta a fost direcția, că nu numai în domeniul energeticii, energie s-a întâmplat treaba asta și în siderurgie și în chimie și în... Sigur că eu m-am ocupat de energie, și acum dacă mergem la construcția de mașini, construcția de mașini a făcut utilaje, grupuri energetice, așa cum a spus dumneavoastră, grupuri de 330 de megawatți, executate în industria noastră. Așa, eu am spus, da. Executate la Vulcan București, la IMGB, la Reșița, așa mai departe. Au făcut, au construit... Asta deja sunt istorie. Asta e istorie deja. Nu, mai, nu e istorie. Istorie pentru că nu mai există aceste întreprinderi, nu mai există. IMGB a dispărut, Vulcanul București a dispărut, Electroputerea a dispărut, Reșița, o mare combinat, Reșița, care a făcut peste 80% din grupurile hidroenergetice, nu mai există. Și atunci, ce înseamnă asta? Că de acum încolo, tot ce facem, trebuie să facem cu echipamente de import. Și vă spun eu că dacă nu sunt cumpărate din exterior și nu le facem noi, costă de circa 5 ori, poate uneori de 10 ori mai mult decât am fi făcut noi. Și atunci, sigur că în loc să faci, să dezvolți în continuare sistemul energetic, el în continuare se pot face foarte puține grupuri energetice și atunci investițiile, evident că sunt mult mai puține. Bun, și e foarte importantă cartea dumneavoastră și ideile pe care le expuneți, pentru că noile generații clar nu o să mai știe, de-aia ziceam de istorie, nu o să mai știe de lucrurile astea mai mult ca sigur, nici nu vor fi interesați de altfel. Sunt unii care nici nu știu ce a fost aia revoluție, sau mă rog, ce a fi fost atunci, în 89. Deci lucrurile cam așa curg, așa că e important ce ați bine, dar așa este aici o istoria energeticii românești, altă carte, care arată ce s-a întâmplat din 1882 până la zi. Deci, indiferent ce dorești astăzi unii sau alții, istoria trebuie scrisă. Dacă nu o scriem, nu se știe. Sigur, nu o să citească toți, dar sunt totuși mulți care o să citească. Această carte, Criza energetică, s-a epuizat imediat în București, la editură, ceea ce arată că totuși se mai și citește. Da, ca să continuăm cu ideea, aceste întreprinderi de care vorbiți s-au desființat, s-au distrus, s-au, mă rog, anulat. Și s-au privatizat multe terenuri, acum ca să fiu răutăcios, nu? Că, până la urmă, multe lucruri de felul ăsta s-au cumpărat și pentru interese imobiliare. Problema este în felul următor. Sigur că dacă s-au vândut la prețuri foarte mici, cine a avut terenul, a fost suficient ca să-și recupereze banii care i-a dat, dar în schimb și-a permis să distrugă aceste fabrici care să știți că au fost bune. Iar cei care au spus că sunt fiare vechi și mai departe, sigur, au spus-o pentru că nu cunoșteau realitatea. N-au cunoscut realitatea. Cunoșteau, vă spun eu că știau. Ei, da. Eu merg și ce unul dintre efecte? 6 milioane de români, mă rog, e o cifră generală, da, nu e neapărat documentată, lucrează afară. Deci, în bună măsură, majoritatea dintre cei care lucrau în aceste întreprinderi. Nu? Deci problema este, eu am scris despre criza energetică și am arătat că este o criză profundă. Ea a început imediat după 1990, când s-au făcut privatizările. Deci a fost valul ăla să privatizăm tot, statul nu este bun administrat, așa mai departe, dar aceste lucruri trebuiau făcute, cum să vă spun eu, cu cap, nu așa la voia întâmplării. Și atunci, sigur că s-au distrus foarte multe fabrici care, după părerea mea, erau foarte bune. De exemplu, la IMGB era o presă de mare capacitate, erau numai 3 în Europa și imediat după ce s-a vândut, norvegienii au avut grijă să ia presa, să o ducă la ei acasă. De ce era asta? Era o presă japoneză, erau instalații foarte, foarte moderne, pentru că utilajele din aceste fabrici nu erau făcute la noi, în general erau importate. Și unele făcute și la noi, dar cele cu performante erau importate. Ca atare, de ce trebuia neapărat să le distrugem? Și eu am spus următorul lucru. Dacă în industria românească s-a distrus mult
industria românească a distrus mult, nu trebuie să se întâmple același lucru și în energetică. Dar, din păcate, s-a întâmplat și se întâmplă în continuare și în energetică. Și acum să mergem puțin mai departe, că discuția e de mare actualitate. Una din cauzele crizei este criza, sau care este o criză a resurselor energetice. Deci este prezentată. Deci noi am făcut o mare greșeală că am vândut resursele energetice. În toate cărțile mele scrie așa, resursele energetice nu trebuie privatizate. Ele trebuie să fie al statului în continuare, al poporului, să zic așa, nu sunt al unui guvern sau altul, ele nu trebuie privatizate pentru că la nevoie, când e situație critică, statul poate să creeze condiții ca poporul, oamenii să primească un preț mai rezonabil. Dacă te lași la îndemâna străinilor, vedeți ce se întâmplă. Exact, adică obiective strategice. Sigur, sigur. Asta fac parte din lucrurile care trebuie să le urmă la stat. S-au luat, sigur, foarte, multe, de, în ordine, nu știu s-au luat ce, foarte da. Multe decizii greșite, să nu zic greșite, mai mult decât greșite. Da, foarte, foarte clar. Da. Bine, am și ajuns unde am ajuns, mai ales că față de alte țări, noi chiar avem în subsol foarte și mai, multe... Mai trebuie să vă spun ceva. Da. Noi vorbim de piața de energie. Da? Piața de energie s-a introdus în 2000 în România, iar în 2005, pe urmă, a început etapa a doua și acum avem piață de energie care nu mai funcționează absolut deloc pentru că s-a făcut o piață unică. Păi tocmai s-a liberalizat. Așa, iar liberalizarea pieței de energie electrică, care sigur se dorește către Uniunea Europeană. De ce? Pentru că noi trebuie să plătim acum preț la fel ca și cei din Germania, Franța, nu știu, sau uneori chiar mai mare, numai că trebuie să te gândești că veniturile la noi, pensiile la noi, sunt mult, mult mai mici. Deci înseamnă că această greutate, această sarcină a pieței de energie, creșterea prețurilor, o suportă în primul rând poporul și să și vede ce se întâmplă. Deci, liberalizarea pieței de energie, chiar dacă s-a făcut împreună cu Uniunea Europeană, a fost o altă greșeală, pentru că atunci când iei o asemenea măsură, trebuie înainte de toate să faci un studiu, să vezi care sunt efectele acelei măsuri. S-au văzut efectele... Ca să nu mai vorbim de efectul asupra economiei și a populației. Exact. Efectele sunt dezastruoase. Deci piața de energie când s-a făcut, printre altele s-a spus, se face piața de energie pentru a se putea obține pentru populație și industrie și economie un preț cât mai bun. Și se vorbea de mai... prețuri mici. De exact, prețuri mici. Păi nu, s-a ajuns în faza în care liberalizarea preței de energie electrică să aducă profituri extraordinar de mari la unii, da? Și toate sunt pe seama consumatorilor români, fie ei industrial din economie sau populație. Este o mare nedreptate. Este o mare nedreptate. Sigur, nu îmi dau seama cum se poate rezolva, dar cel puțin se poate stopa. Iar eu am propus diferite măsuri care pot să amelioreze această situație în care am ajuns. Ajungem și la măsuri. Da. Vreau să vă întreb, multe din privatizări sunt puse sub semnul întrebării, sub semnul îndoielii. Adică, pe lângă ideea că nu trebuiau făcute, da? Cele care au fost făcute sunt, mă rog, cu interese personale, cu tot felul de grup și așa mai departe. Dar cum e că nu plătește nimeni? Problema este în felul următor. Sigur, astea sunt discuții în ce măsură au fost interese. Cert este că au fost interese a celor din exterior ca să obține cât mai mult pe fonduri puține. În ce măsură? Și evident că ele s-au făcut cu acceptul guvernărilor noastre, că nu au venit ei să ia fără să primească aprobare de aici și fără să semneze contracte. Este foarte adevărat că aceste lucruri trebuie puțin văzute, pentru că vreau să vă spun, s-au făcut unele greșeli. Vedeți și cu gazul și cu petrolul, care acum iese la iveală, dar s-au făcut mult mai multe greșeli. Deci noi am ajuns în situația, astăzi, nu mai avem economie, nu mai avem proiectare, nu mai avem trusturi de construcții și întreprinderi de construcții, montaj. Deci este foarte complicat. Noi, în continuare, chiar dacă avem bani acum, nu ne mai putem dezvolta decât tot apelând la cei din exterior și, așa cum vă spuneam, evident că ne va costa mult mai mult. Da? Da, și ca să nu fie... lucrurile nu mai rămase numai aici, a început și războiul, da? Rusia-Ucraina.
Asta sigur, cred că a pus capac, nu? Sigur că războiul favorizează în primul rând apariția crizei energetice, dar nu numai. Dar când a venit războiul, deja eram într-o situație critică, deci nu războiul este cauza principală, războiul a venit peste celelalte probleme care le avem noi deja în energetică și nu numai în energetică, sigur, care războiul este la granița noastră aproape, nu știm cum se va termina, sigur, este o cauză principală privind, să zic așa, criza energetică. Bun, din informațiile publice, ca să zic așa, se vorbea de o, să zic eu, condiții, ca să spun așa, materiale și resurse, nu-mi venea cuvântul, resurse la nivel de 60-70%, resurse din bogăția țării. Și diferența numai o luam de la ruși și probabil că numai de la ruși. Deci în ce privește resursele energetice, dependența noastră de import a fost tot timpul în jur de 20%. Dependență de import. A fost și momente în care a mers pe 25, pe 28. Da. Deci noi, dacă gospodărim resursele, numai acum, după cum vedeți, nu le mai putem gospodări, că în mare parte sunt la alții, noi puteam să ne asigurăm resursele energetice pentru noi, suntem printre puținele țări din Uniunea Europeană sau din Europa, care avem resurse energetice suficiente ca să ne producem toată energia necesară economiei și populației. Numai pentru asta trebuie într-adevăr să ai puterea, să ai acces la resursele energetice, dar din păcate unele, după cum vedeți, sunt în altă parte și în România, adică statul nu mai prea mai are acces acolo. Sigur, să vedem ce se va întâmpla. Ce va întâmpla? Deci aceasta este problema. Iar când zic resursele energetice, evident intră și cărbunele. Deci treaba aceasta că să oprim cărbunele. Deci noi zicem că oprim cărbunele. Nucleară n-a mai făcut, hidro n-a mai făcut. Până în 2030, dar noi ne-am apucat rapid să închidem. Exact. Păi o să ajungem în câțiva ani, când o să oprim și cărbunele și nucleare, după cum vedeți, nu se fac, o să ajungem în situația în care criza va fi nu profundă, va fi foarte profundă, va fi situație dramatică. Deci aceasta este realitatea. Păi, acum două zile sau trei în Parlament am asistat la respingerea unei legi care se referă la scoaterea unor hidrocentrale, vreo 10, mi se pare, care sunt în zonele protejate și care a fost respinsă. Adică, până la urmă, și micro hidrocentrale și care erau cam 60% construite deja. Ei, în 2007 am înțeles că Ministerul Mediului a lărgit area zonelor protejate și aceste microhidrocentrale s-au trezit cuprinse în zonele acestea protejate. Și au fost oprite, că na, legile mediului și condițiile de mediu impuse de peste tot. Legile mediului și legile energiei le facem noi. Înainte de toate, trebuie să avem în grijă puțin și de interesul național, iar astăzi este prioritară producția de energie electrică și energia. Este prioritară. Sigur că, în același timp, nu putem să nu fim de acord cu problemele de mediu, dar în niște limite. Am extins zona protejată. Am extins-o foarte bine, dar dacă am făcut investiții foarte mari, știu eu, sau dacă am cheltuit foarte mulți bani în anumite investiții hidroelectrice, care știu eu sunt 60-70%, eu cred că trebuie terminate. Trebuie terminate și ele rămân în zona protejată sau în apropierea zonei protejate. Noi, în situația de acum, tot ce se poate face în domeniul hidroenergetic trebuie făcut, pentru că asta este o resursă energetică sigură, apa. Da? Când ieși din zona aceasta cu apă și cu regenerabile, mergi în zona cărbunelui, mergi în zona gazelor, mergi în celelalte zone, mergi în zona nucleară, care deja este o treabă mult mai complicată. Ca atare, tot ce se poate face în hidro, centrale mici sau centrale mari, părerea mea că trebuie făcute. Bun, deci încă acest combustibil solid, nu? Cărbune, vorbim de cărbune, în principiu trebuie exploatat în continuare. Dacă vreți să-mi spuneți, s-a investit în tehnologizare în ultimii, nu știu, 30-50 de ani pe zona asta, care erau problemele? Unii spuneau că nu are energie prea mare cărbunele din Valea Jiului, de exemplu. În România au funcționat centrale pe cărbune peste 50 de ani, și cu cărbune mai bun și cu cărbune mai prost,
Eu am fost 10 ani director la Rovinar și la Turceni, la, unde se folosea lignitul. Sigur, este mai putere calorifică mai mică decât la Huila din Valea Jiului, dar dacă e puterea calorifică mai mică, cazanele din centrale sunt așa fel dimensionate încât să funcționeze cu acel cărbune. Nu înseamnă că dacă e puterea calorifică mai mică, nu pot funcționa. Drept dovadă că și astăzi funcționează centrale făcute acum 30 de ani, 40 de ani, deci unele chiar modernizate s-au băgat în jur de un miliard de euro în modernizarea centralelor pe cărbune cu desulfurări și așa mai departe. Pot funcționa în continuare. Deci această măsură brutală, v-am spus, că să oprim centralele pe cărbune, în timp sau când nu am pus ceva în loc, este o mare greșeală. Asta va duce în continuare la agravarea crizei energetice. Se vorbește de înlocuirea cărbunului cu gazul până intrăm pe energia. Care gaz? Că nu vedeți că nu mai avem gaz. Tocmai. Deci chiar mă gândeam zilele trecute că s-a discutat foarte mult, domnule, sigur facem centrale pe gaz și centrale pe gaz moderne cu ciclu combinat, așa se numesc, sunt foarte bune, cu eficiență foarte bună. Numai că trebuie să ai gaz. Și eu, până zilele trecute, când am aflat anumite lucruri, am zis, da, domnule, avem gaz, nu-i problemă, putem, dacă oprim centralele pe cărbune, să facem centrale pe gaz. Numai după cum vedeți, gazul, el acum, cum este, 60% merge în exterior, da? Și o să aibă grijă OMV-ul să-l ducă în exterior, nu? Din diferite considerente. Comerciale, deci, în primul rând. Comerciale, sigur. Și da. Nu numai comerciale. Că am zis-o... Îi interesează, hai să fim cinstiți, să îi interesează, da, să ducă în zona lor, nu? Corect. Deci și aceste centrale pe gaz, care erau o variantă de înlocuire a centralelor pe cărbune, este acum pusă sub semn de întrebare. Nu sunt sustenabile, da. Da. Clar. Păi aici e vorba de negocieri, de schimbări. Am înțeles că la un moment dat noi am avut înțelegere cu 60-40, după aia cu... Nu, cu 70-40. A fost 60-40 la un moment 40, dat, clar, da. După care s-a ajuns, deci din 60-40 s-a ajuns la invers, 40, la 40-60, ceea da. Ce, bineînțeles, că este, nu mai zic nimic, nu? La ochi, este da. O eroare teribilă, da? Da, ce, corect. Da. Acum se vede ce greșeală este și ce greșeală s-a făcut. Da, asta am să zic eu așa... Am discutat acum, cum să zic eu, un pic mai accesibil. Sper că nu vă deranjează. Nu. Nu? Nu. Ca să înțelegem sau să înțelegem, auzim peste tot despre lucrurile astea, dar e bine să le aflăm și din gura specialiștilor. Haideți să vorbim despre ce s-ar putea face. Așa ca termen scurt, nu știu dacă sunt prea multe, zic eu, dar poate dumneavoastră mă contraziceți. Nu sunt prea multe soluții. Deci le luăm așa puțin, le luăm așa. În ordinea, să zic așa, importanțelor. Deci înainte de toate trebuie o strategie energetică care să fie aprobată în Parlament, nu de un guvern sau de altul, și care să prevadă clar ce grupuri energetice, ce stații electrice, tot se vor face în timp. Adică să spui, domnule, în următorii 5 ani pun în funcțiune un grup nuclear, pun în grupul ta grupuri hidro, așa mai departe. Dar aceste lucruri trebuie să fie realizate. Pentru că noi de 15-20 de ani vorbim că punem două grupuri în funcțiune la Cernavodă și nu s-au... E adevărat că în momentul când faci această strategie trebuie să ai și fondurile necesare. Da? Și Uniunea Europeană nu se prea îngrijorează. Uniunea Europeană asigură fonduri pentru energia verde. Nu se prea omoară să ne asigură nouă fonduri acolo, de exemplu, în centralele astea nucleare sau în centrale hidromari, pentru că ei urmăresc foarte mult regenerabile. Numai că, trebuie să un lucru să fie foarte clar, regenerabilele sunt bune și eu sunt pentru cât de multe, numai că... Orice centrală de regenerabilă, până la urmă, intră în cadrul unui sistem energetic. Iar sistemul energetic nu funcționează la voia întâmplării, el funcționează respectându-se niște parametri de tensiune și frecvență. Iar centralele eoliene mai ales, dar și cele solare, sunt cele care acum, când e soare, produc mult, peste câteva ore produc aproape deloc. La fel vântul, bate vânt. Iar aceste șocuri
de putere produse trebuie să le preia cineva. Iar acestea nu le pot prelua decât centralele clasice, centralele celelalte, pe hidro în primul rând, pentru că ele au putere foarte, au condiții foarte mari să se preia aceste șocuri, sau chiar centralele pe gaz și cărbune, sau chiar nucleare. Deci, aceste centrale eoliene și aceste centrale se pot monta cât de multe, se pot executa cât de multe, doar că trebuie să respecti niște limite tehnice de funcționare ale sistemului energetic. Noi avem condiții să executăm în continuare. Nimeni nu s-a oprit, nu s-a opus introducerii centralelor pe resurse regenerabile. Suntem toți de acord cu ele. Asta da? Depinde de soare și pe taxa de soare. Exact. Taxa de soare care... E bine, taxa incredibil. Deci nu, asta arată, da. Asta arată, taxa de soare arată încă o dată ce probleme au guvernanții noștri, da? Guvernanții noi, noștri, nu guvernanții. Că, da, și da. Aceste probleme, până la urmă, ajung la noi, nu? Care sunt consumatori. Tocmai, da, taxe pe soare, taxe pe viață, nu pun? Adică, în loc să stimulezi povestea asta, îi mai trage o taxă la ăla care are inițiativa și care investește, nu? Da, până după ce am făcut foarte multe greșeli și am distrus foarte mult din industrie, din economie și așa mai departe, acum venim și punem tot felul de taxe pe populație care oricum are o situație foarte delicată și foarte complicată. Da, foarte clar. Bun, deci o strategie. Da, mă întreb, în 32 de ani s-a făcut vreo strategie la noi în vreun domeniu? Deci la noi, nu, vorbim de acea energie, s-au făcut foarte multe strategii, dar niciuna nu s-a respectat. Niciuna da. Drept dovadă, în toate strategiile s-au zis că montăm, facem două grupuri la nucleare, au trecut 15-20, nu s-a făcut nimic. Facem un grup mare, ăsta, centrala mare, Tarnița de Prești, că o facem, dar n-am făcut nimic. Și așa mai departe. Deci am spus strategie, însă care trebuie să fie respectată. Pe urma a doua problemă foarte complicată, și care trebuie să vedem cum reușim să o stăpânim, pentru că acum am scăpat-o din mână, este problema resurselor energetice. Deci, dom'le, resursele energetice... Care, culmea, că mai sunt în cantități mari, chiar... Deci uriașe. România are foarte multe resurse energetice, foarte multe resurse energetice, dar am avut grijă ca încet, încet, încet să le dăm la alții și alții acum să vină să spună, stai, domnule, că astea sunt ale mele, fac eu ce vreau. Și mai în continuare, mai cer și alte, să zic așa, soluții din astea în favoarea lor. Deci resursele energetice sunt foarte, foarte importante. Credeți că... refuzul ăsta cu intrarea în Schengen, da? Va schimba ceva în optică, în abordare? Adică e un duș rece sau care va avea efecte bune pentru deci, dacă români? Deci dacă nu apărea șocul ăsta, acest refuz, noi nu ne trezeam cât uși de puțin la realitate. Da, adică se află da. Niște lucruri. Acum am aflat foarte multe lucruri și ne îngrozim. Cu toții ne îngrozim de că a fost și ne mirăm că a fost posibil să se întâmple anumite lucruri, că a fost posibil. Ei, părerea mea că acum trebuie să avem putere. Să luăm niște măsuri care totuși să mai dregem din această situație destul de complicată. Ei, trebuie să înțelegem că austriecii și nu numai austriecii, cine sunt partenerii, ei o să aibă tot timpul grijă ca să urmărească, să ajungem prin procese care durează foarte mult timp. Cu toate acestea trebuie luate niște măsuri. Acum, sigur, zice, domnule, să ne luăm toate resursele înapoi. Ei, nu adică, se poate. Altfel spus, naționalizare. Unii vorbesc deja ceva. Până la urmă, dacă nu există altă soluție și s-a constatat că toată această privatizare a fost net în favoarea României și a fost, și asta este realitatea, deci că a fost, până la urmă se poate face și naționalizare, pentru că statul trebuie într-un fel sau altul să-și rezolve propriile probleme, nu? Nu putem în continuare să fim niște... Să fim unii care tot timpul acceptăm, facem tot timpul compromisuri, iar când vine momentul zero ăsta, cei care i-am ajutat foarte mult, că austriecii nu aveau, dacă le dădeam, nu aveau gaze, nu aveau păcuri și mai departe, ne întorc spatele. Sigur că ne deranjează foarte mult și pe mine mă deranjează extraordinar de mult acest lucru și eu zic că sunt unul dintre cei care spun că trebuie luate măsurile legale, inclusiv naționalizare dacă e cazul.
la un moment dat trebuie să terminăm cu acest lucru, pentru că dacă nu, această situație va merge, să zic așa, peste ani și toate resursele sau majoritatea resurselor energetice se vor exploata la noi și vor ajunge în altă parte. Iar la noi, industria, bruma de industrie care o avem, o să cumpere cu prețuri foarte mari și nu va fi eficientă. Populația, ca să se încălzească, va cumpăra cu prețuri foarte mari. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Și merg în continuare spre mai rău. Da. Adică, deci, așa cum spuneți, dacă nu se iau măsuri, în orice fel, nu știu cum, lucrurile clar că se vor degrada. Evident, pentru că pe măsură ce trece timpul, problema resurselor energetice va fi din ce în ce mai importantă. La nivel mondial. La nivel mondial, da. Și bineînțeles și în zona noastră și ca atare, acum poate e momentul să îndreptăm niște lucruri și trebuie făcut. Bun, strategie. Mai departe? Deci a doua problemă este, v-am spus, resursele energetice. Da? A treia problemă este piața de energie. Piața de energie, așa cum este, funcționează astăzi, nu mai este piață de energie. Ea este o piață de energie unică europeană care nu funcționează în interes național și nu aduce avantaje poporului român și României. Nu aduce. Aduce, în primul rând, avantaje celor care au venituri mai mari, sunt țări mai dezvoltate și pot să suporte un preț mai mare. Și atunci singur lor le convine ca să plătim noi același preț cu ei, în speranța că noi consumăm cât mai puțin și toate resursele astea se vor duce la ei, că au nevoie. Că în vestul Europei e nevoie mare de resurse energetice. Deci resursele energetice astea, piața de energie este altă problemă. Puterea economică, asta stă pe energie. Așa mai e pe urmă mai departe. Cum? Mai departe e altă, o chestiune foarte, foarte importantă. Da, mai deci avem noi, 8 minute. Noi nu mai avem proiectare, nu mai avem cercetare, nu mai avem industrie constructoare de mașini, nu mai avem, păi avem trustul de păi construcții. Deci trebuie încercat. Nu pot să spun cum, dar trebuie încercat și trebuie reuși. În așa fel ca să ne refacem parțial măcar din toate aceste servicii energetice care să fie făcute de români în România, pentru că așa costă mai puțin. Dacă nu le refacem, toate investițiile vor costa foarte, foarte mult. Mai departe, noi vorbim de un mix energetic. Din punctul meu de vedere, am spus și în carte, mixul energetic, adică ce înseamnă asta? Cât producem din cu fiecare resursă, mixul energetic trebuie așa fel gândit. Adică încât, din fiecare. Așa, încât să o folosim toate resursele energetice, toate, începând pârbune, gaz, apă, nuclear, toate trebuie folosite. Important este, chiar dacă folosim în continuare și cărbunele o perioadă, important este să ne producem toată energia în țară, să nu fim obligați să o importăm, pentru că dacă o importăm, ea costă din ce în ce mai mult și în viitor va costa într-adevăr foarte mult. Deci, și pe urmă mai e o chestiune foarte importantă. Am distrus toate instalațiile centralizate de termoficare din marile orașe, iar cele care mai sunt, București, Timișoara, câteva, funcționează foarte greu, pentru că autoritățile locale nu sunt în stare să le ține în funcțiune în condiții optime. Bine, trebuie investi bani în modernizare, în lucruri care... Iar instalațiile centralizate de termoficare, să știți că sunt soluții bune. Ele sunt soluții bune, nu soluția cu centrală în fiecare apartament este soluția bună, ci cea cu instalații centralizate, cum a fost și la Deva. A rămas Deva fără căldură, acum fiecare se descurcă cum poate, printr-o măsură brutală și fără sens care s-a stabilit de către autorități. Da. Bun. Cum să zic eu, sunt lucruri clare ceea ce ați spus. Cred că gândesc foarte mult, sigur că nu le spun în felul ăsta, cum le-ați prezentat dumneavoastră, dar sunt lucruri care, până la urmă, sunt lucruri firești care ar trebui făcute. Ele nu sunt propuneri filozofice, ele sunt propuneri doar că le apăsați. Și acum nu pot să nu spun următorul lucru. Noi mai avem o criză care se numește criza conducerilor instituțiilor statului din domeniul energetic. Deci constatăm că în funcție de conducere ajung oameni care n-au pregătirea corespunzătoare și competența ca să conducă anumite zone din sistemul energetic sau Ministerul Energiei. Păi, cum auzim generic pe toate canalele,
neamuri, amante și... Dom'le, la noi la energie, nu s-a nu a fost obiceiul ăsta ca să punem... Deci, pe vremea comunismului, toți miniștri erau cu pregătire superioară din domeniu, dar absolut toci. Într-o carte, într-o altă carte, deci asta am scris și am luat la rând, toți au fost. Deci trebuie oamenii să fie pregătiți. Dar mai există școli și de-asta. Păi școlile există, dar toate s-au redus. Facultățile s-au redus din punct de vedere energetic, din punct de vedere maestri, tehnicieni, nu există. Așa? Școlile profesionale nu mai există, că s-au desființat. Ia, problema este că pe lângă că nu ai conduceri corespunzătoare la aceste instituții ale statului, nu ai nici cu cine să faci treabă. Dacă vrei să angajezi un operator sau un electrician, nu știu ce, e o problemă că nu mai preexistă. Mai ales că au și plecat în exterior foarte mult. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri de rezolvat. Sunteți, asta vreau să spun mai înainte, că ideile astea pe care le expuneți aduc așa spre un interes național, cumva unii care sunt mai abrupți pot arăta cu degetul, naționalist sau ce știu ce. Pe mine pot să mă arate cu degetul, să spună că sunt mai patriot decât alții. Deci în momentul când prin măsură, prin puterea ta faci ceva pentru popor, pentru țara ta, faci ceva, asta poate să numească și patriotism, dar nu e nicio rușine. Dom'le, dar ești naționalist. Da, uneori suntem și puțin naționaliști, nu-i greșit nici asta. Dar evident că înainte de toate trebuie fiecare dintre noi să nu uităm unde ne-am născut, da? Să nu uităm țara noastră, să nu uităm trecutul. Că în altă carte am scris foarte mult despre trecutul poporului român, în carte cu statul meu natal și cu Transilvania așa mai departe. Deci să nu uităm lucrurile acestea. Iar a fi patriot înseamnă a-ți iubi locul natal al părinților, al bunicilor, al părinților și al tău. Asta înseamnă să fii patriot. Adică ceea, dacă e rușinos să fii patriot... Nu, domnule, eu consider că... Eu am fost în Germania când am fost foarte tânăr, 3 ani, și după 3 ani m-am întors în țară. Mulți spuneau că nu mă mai întorc. Și m-am întors în țară și am lucrat în țară. Și foarte bine. De ce trebuie să lucrez neapărat în exterior? Acum, sigur că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Dar înainte de toate, sigur că lucrurile sunt foarte complicate. Ele s-au complicat extraordinar de mult. Că trebuie foarte multe măsuri, toate cost. Tă bani, bugetul nu permite, de situația este critică. Și ca atare, cei care conduc trebuie să fie suficient de înțelepți ca să ia măsurile într-o anumită ordine și să încercăm să ne le punem în ordine, să ne punem în ordine economia, să ne punem în ordine nivelul de trai și așa mai departe. Lucrurile sunt complicate, eu sunt conștient. Nu spun aici că trebuie luate aceste măsuri peste noapte. Nu peste noapte, dar trebuie ordine făcută. Trebuie să te spui foarte clar, fac asta până atunci, asta până atunci. Dar întrebarea este cine să facă, că trebuie ca să faci treburile astea, trebuie să și pricepi un pic. Să ai o anumită experiență, să ai o anumită pregătire. Păi nu vedeți că nu, nici măcar la Academia Română nu prea se mai apelează, că acolo chiar sunt oameni pregătiți, oameni care au soluții. V-am spus că am făcut un apel la conferința de la Sinai, am făcut un apel către toate instituțiile tehnice din domeniul energetic, științifice și la Academie și la Academia Științenii și altele, ca să în ianuarie să facem o întâlnire și să vedem ce atitudine luăm și ce măsuri propunem pentru criza energetică din România. Pentru că toate aceste instituții tehnice în care sunt și academiile în care sunt mari specialiști și care pot să ajute, trebuie neapărat să spună cuvântul. Păi dacă la un moment dat puteți fi întrebați, bun, specialiști, dar ce ați făcut? Da, sunt perfect de acord. Exact asta vă spuneam. Eu i-am convocat, numele Societății Inginerilor Energeticieni din România, am convocat pe toți de lumea, am făcut acest apel, că l-am dat publicității, să ne întâlnim, să vedem ce facem, ce propunem, care este părerea noastră. Nu putem să stăm, să ne ascundem. Că nu știu, o să vedem ce se întâmplă. Dacă stăm și ne ascundem, lucrurile o să meargă din rău în mai rău. Da, firesc că așa este. Nu numai să arăți cu degetul, ci să vii și cu soluție. Nu? E sigur. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru discuție, pentru informații, pentru comentarii, succes și putere de muncă. Mai așteptăm de la noastră cărți și idei și chiar m-aș bucura să puteți
influența într-un fel noile decizii în domeniul energiei. Da, în măsura posibilităților noastre, v-am spus că nu numai, eu nu lucrez, nu acționez numai ca persoană fizică, acționez și ca conducător al unei mari instituții științifice în țara aceasta. Eu sunt membru și sunt în conducerea unui organism european la Bruxelles, în domeniul energetic, electrotehnic și informatic, unde am fost și președinte. Deci noi avem posibilitatea atât la nivel național cât și internațional să acționăm. Problema este următoarea, că dacă ești izolat și nu primești sprijinul colegilor din alte și așa mai departe, se poate face foarte puțin. De aceea am zis că la nivel național trebuie să ne întâlnim și să avem cu toții un punct de vedere care să-l înaintăm conducerii acestei țări. Mulțumesc încă o dată tare mult și să ne vedem sănători, sărbători fericite! Mulțumesc la fel! Dragi la fete, mulți ani, sănătate, numai bine. Da, dragi fete, mulțumesc tare mult dacă ne-ați urmărit. O după masă frumoasă vă doresc în continuare alături de Info HD. Numai bine, la revedere!